Aici, la muzeul din Timișoara, muzeul de Biblist, stăm de vorbă cu fratele Dumitru, care pe vremea comunistă a participat la transportul Bibliei și a literaturii baptiste. Dânsul ne poate spune mai multe lucruri de codurile pe care le făceau când telefonau că au frații Biblii sau ce au să aducă de acolo. Și aș vrea ca să se prezinte cum îl cheamă, ce an s-a născut, când s-a botezat și toate cele. Numele meu este Nedica Dumitru, pensionar în prezent. Am primit pe Domnul în viața mea în 1978. Am fost botezat în Biserica Harul de la Lugoș și am luat parte activă ocazional împreună cu un prietenul meu, Timotei, la transport de literatură și Biblie. În vremea comuniștilor, oamenii obișnuiți să spună că în timpul lui Ceaușescu. În vremea comuniștilor trebuie comunistă, să spunem, da? Asta e termenul. Pentru că Biblia atunci a fost prigonită ca și copiii Domnului de atunci și trebuia să noi irosim ce primeam, literatură și Biblie, să nu le lăsăm să cadă în mâna celor de teață împrejur. De câteva ori am participat la ascunderea Bibliilor care le-am primit în zona Lugoș, în șire de paie, undeva într-o groapă, în grădina casei prietenului meu și acoperite cu bârnă și apoi cu pământ. Altă dată le-am transportat de la Timișoara la București și mi-aduc aminte că împreună cu prietenul meu Timotei am vizitat o familie de credincioși baptiști de etnie maghiară și sora, femeia din casă, avea copil mic și îl purtam din cauza serviciului meu și din obișnuință părul mai scurt și nu mă cunoscuse înainte și când am intrat la dumneavoastră în casă, era cu copilul în brațe și am văzut o crispată. Probabil s-o fi gândit că e cineva de la securitate sau de la miliție pe vremea aceea. Și prietenul meu Timotei a spus, stai liniștit, e prietenul meu, nu suntem la nimic. Am văzut-o cum s-a relaxat. Am burdușit gențele cu literatură și Biblie și ne-am dus la seminarul baptist în București. Prietenul dumneavoastră, nu vă supărat, Timotei Rus? Timotei Tablă. Tablă. Timotei Tablă, da? Cine a fost? Timotei Tablă a fost credincios în Biserica de la Lugoș. Tot și membru, membru, da. Da, și el a fost omul care de multe ori era așa prea neatent la unele detalii. Avea un aro și în aro care circulam de multe ori, literatura și Bibliile erau acoperite cu trifoi proaspăt cosit și acoperit cu un cojoc ciobănesc cu un miros foarte puternic și neplăcut și cunoscând mașina din trafic, în fața bisericii a fost cărată la un moment dat și milițianul care a făcut cercetarea la fața locului acolo, când a dat de cojocul ăla care vinosea peste inițială, o refuzat să caute mai jos, unde erau ascunse. Să vă gândi că poate tot din alea sunt. Da, tot așa și o refuzat să mai caute. Mi-aduc aminte, cei care veneau cu transportul de Biblie, cred că erau credincioși, devotați, dar aveau și un curaj deosebit. La un moment dat a fost invitat în Irlanda de Nord și acolo sunt dealuri și voi așa, și la un moment dat era să ne răsturnăm cu mașina și prietenul meu, irlandez, frate foarte bun, care a fost implicat în lucrarea Domnului de aici, m-a întrebat, știi unde am învățat să conduc așa? Am întrebat, am spus, nu știu. În România, fugind de securitate, era puțin lunecuș și era foarte puțin lipsit să avem un accident acolo. În timpul comunismului a fost în Irlanda? Nu, după Revoluție s-a întâmplat. După Revoluție. Prietenul meu, irlandezul, a venit cu primul transport de ajutoare, camioane, pentru România Liberă de atunci, în 1989, decembrie. El a venit și încă avea steagul românesc tricolor, fără stemă în biroul lui acolo.
Deci, prietenul ăsta dumneavoastră nu a venit și în timpul comunismului. A venit și în timpul. A venit. Ați avea pe o întâmplare să ne... Cum ați auzit, măcar, sau v-a povestit? Pot să spun în următor lucru. Că era impresionat de felul în care frații îi spălau mașina. Mașina lui avea, așa pe dedesubt, acolo la pragul mașinii, se deschidea într-un anume fel și se lua literatura de acolo. Fiind stropită, drumurile noastre de atunci, fiind stropită și plină de noroi, după ce se descărca, mașina era spălată și putea să plece la drum. Mașină mică sau camion? Mașină mică, mașină mică. Mașină mică. Și îmi amintesc odată, să spun asta, ei aveau hartă desenată așa, primitiv de mână, și în loc să parcheze mașina cu literatură în fața bisericii, au parcat-o vis-a-vis de biserică, pe malul celălalt, de unul Timiș, la Rugoș. Și atunci fratele păstor m-a anunțat și împreună cu fratele din biserică, era o mașină registrată în Franța, ne-a spus, limba engleză, doar să ne urmeze cu mașina lor. Și ne-am dus la locul într-un gaz descărcat și a mers totul bine. Dumnezeu a fost de partea noastră, nu se zisa nimeni întâmplarea și tot prietenul meu Timotei, de care am făcut vorbire, în pivnița, pe desubtul bisericii, au găsit cărămidă folosită veche și au făcut un fel de ascunzătoare. Dacă intrai chiar cu lanterna sau cu un bec, nu se zisa diferența între cărămida inițială din zid față de cea pusă. Cea pusă, așa cum zi, despărțitoră. S-a întâmplat un accident la demolarea bisericii, a luat foc și când frații au venit la curățenie acolo să îndepărteze morozul și restul de materiale arse, un frate, mi-aduc aminte, a întrebat pe fratele păstor, David Nicola, frate David, dar ce a fost acolo jos? Eu s-a sesizat că a fost o ascunzătoare. Fratele David a zâmbit și nu a spus nimic, că cel mult 4 inși știam de lucru. Deci asta s-a întâmplat tot în timpul comunist, când l-a luat. Da. Imediat după, nu mai știu exact, era cam 89-90, când am apucat de nouă construcția bisericii. Oh, da. Mai am o întrebare. Mi s-a spus tot așa de un frate care transporta ilegal, că era anunțat și mi-a zis că s-a venit odată cu un tir încărcat, plin de literatură și de Biblie, undeva la Sibiu l-a descărcat, în curtea unui frate german. Și după ce au terminat, numerele erau false, și după ce au terminat de descărcat, s-au dus undeva pe munte, nu știu dacă pe Transfăgărășan, și l-au răsturnat intenționat. Știți ce v-ați auzit? N-am auzit. Da, așa, el era cu numere false și nu mai avea nevoie de el să aducă să mai riște. Pot să spun de un alt frate care a venit împreună cu familia și cu fiii lui și era, cred că, Volkswagen ruginit, găurit și la vamă a făcut un control sumar și nu mai pornea. Motor. Se întreba atunci dacă transportă Biblii și era Biblia lui pusă pe bord acolo la mașină și soția lui le-a spus la ofițer că el e religios și fanatic religios, așa, și nu i-a mai acordat atenție prea mare. O împins mașina, inclusiv vame și soldați, și el avea un buton anume pe care m-a apăsat și a pornit la primul șoc, a pornit mașina. Și era căptușită. Trebuia să fie și un pic de teatru, așa. La dumneavoastră venea din străinătate, direct la dumneavoastră? Nu la noi acasă, venea la Timotei. Timotei locuia la Rugoș undeva prin un cimitir și era loc mai potrivit. Să ne povestiți cum anunțați frații care erau distribuitori. Când aveam întâlniri pentru studiu sau întâlniri, trebuia să facem o lucrare de genul acesta, vorbeam despre stupi. O parte dintre noi eram și proprietari de stupi și discutam prețul și
în prețul era cuprins în parola pe care cuprindea data când trebuia să ne prezentăm într-un loc sau ziua. Deci noaptea zicea că preț costă atâta, dar de fapt era data. Data, da. Erau lucruri ascunse în tot. Ce codificat. Codificat. Chiar ciocniți direct cu securitatea ați avut sau nu ați avut? Oferit domnul. Nu, ne-a păzit domnul atunci. Da. Am trecut graniță și atunci am avut ciocniți. Ilegal? Ilegal, da. Ați vrut să fugiți sau? Da, da. Ați vopriți? Am vrut să fug. Eu cum este cu Biblia? Eu am crescut într-o familie de credincioși baptiști. Am crescut cu Biblia pe masă. Tata era lucrător, slujitor la Domnului în câteva biserici pe țară și a plecat la școală. Să-i spuneți și numele. Nedigla Constantin, este la Domnul de mult din 86. Și la școală, plecând, am rupt legătura cu biserica, cu Biblia și eram la armată. Eram la armată și gândul meu să ajung în America. Și Dumnezeu a pus în mintea mea, au făcut o lucrare ca să mă pot apropia și să devin un copil al Domnului. Deci, mai te duci tu în America și tu nu știi nimic din Biblie. Și m-a lucrat Dumnezeu prin ce am avut eu mai ascuns și mai... Da, da, da. Și primul lucru care l-am făcut când am venit din armată, am cerut o Biblie, am citit-o, aveam cam 70 de pagini la oră, puteam să citesc, aveam ochii mai buni. Am citit-o, dar am citit-o ca pe o carte de povești. După aia am închizit-o și a făcut Dumnezeu lucrarea aceasta în viața mea și m-a schimbat. Biblia schimbă viețile noastre. Da. Dacă vă mai aduceți aminte de ceva sau de alții care distribuiau, cu cine ați mai lucrat? Nu, de obicei lucram cu prietenul ăsta meu, cu Timotei. Timotei e în America acum. Și cu el, de obicei. Cu alții, câteva broșuri sau Biblii chiar, în număr mai restrâns, mai mic. Da. Erau atunci programe de studiu biblic începute și cărțile acestea de care aveam nevoie noi atunci. Dar aduc aminte de un bărbat chiar din localitatea Perinței, era un adventist și a fost bătut cu patul de la pușcă pentru că nu a vrut să spună de unde are Biblia, unde l-a dus. Și a fost închis, chiar în ziua când... Era în armată? Nu. Acasă. Asta era în 84, probabil, întâmplarea asta. În 84 și a fost bătut grunt, a fost la Popașapcă închis, nu a spus niciun nume, nu a spus niciun loc. Dumneavoastră i-ați dat o Biblia în sat de la... Nu. Era un om din sat de la noi, pe care nici eu nu știam care Biblie, dar în ziua când ne-am eliberat noi din pușcărie, el urca practic pe drepte și a întrebat dacă vrea să transmite ceva ca să spun, nu trebuie și el, nu se libera și el. Dar a fost bătut cumplit din cauza asta. Noi ne-am pus în Dumnezeu. Am ajuns cu literatura și cu Biblia la seminar. Pâine proaspătă, aburinte, dacă le-am fi dus, frații de acolo n-ar fi fost așa de bucuroși. Dar în momentul când am primit și am început să le frunzărească, că erau 16 studenți. Erau cărțile vechi la seminar în bibliotecă. Cam pe ce an a fost? N-aș mai putea să le spun. Era fratele Bunaciu, sigur. Vă mulțumim tare mult și ne bucurăm că ne-am întâlnit. Putem să mulțumim Domnului că îl slujim pe el. Da. Asta să fie bucuria și partea noastră. Amin. Mulțumesc pentru atenție. Rapid?